Vă rog să deschideți imaginea de start din lecția 63, selectând-o și apăsând combinația de taste Ctrl R. Această scurtătură va lansa în execuție Adobe Camera Raw, varianta 9.6 în varianta 9.1. Am văzut că în acest tab de Lens Correction, corecție de lentilă, am avut Enable Profile Correction. Aparatul foto este Canon, obiectivul este 10-22 mm și acesta este profilul obiectivului automat ales de camera RAW. Putem bifa sau debifa show grid. Iată diferența între debifarea profile correction și bifarea acestei opțiuni. Acest lucru era disponibil și în varianta 9.1. În varianta 9.6 a apărut Remove Chromatic Aberration. În această zonă se va vedea foarte bine pe exercițiile dumneavoastră. Se îndepărtează aberațiile cromatice. Apăsăm Done sau Open Image ceea ce lansează în execuție Adobe Photoshop cu această imagine corectată.